Schimbările climatice vor antrena fără doar și poate schimbări și în agricultură pe diverse paliere, unele poate nebănuite la această oră. Genetica plantelor este un domeniu vast și uneori poate oferi premizele unei culturi care să facă față capriciilor vremii. La Amzacea, de exemplu, unul dintre fermierii care îndrăgește cultura de floarea soarelui a testat mai mulți hibrizi în câmp, peste care au trecut, nu-i așa, temperaturile mari, dar și grindina. Doar câțiva hibrizi au făcut față vicisitudinilor vremii și, dintre aceea, cel mai probabil, ar trebui să se selecteze plantele premiante. Floarea soarelui este una dintre plantele cu multe beneficii. Pe lângă că este foarte căutată și apreciată financiar, floarea soarelui este de dorit în alimentația omului. Amzacea a găzduit un experiment demn de luat în seamă de fermieri. Un avertisment deopotrivă pentru vremurile pe care le trăim, în care capriciile naturii se manifestă din ce în ce mai abrupt. Plantele de floarea soarelui din diferite portofolii ale companiilor producătoare de hibrizi au fost supuse testului în câmp. Grindina a afectat 70% dintre culturi. Restul plantelor au rămas în picioare grație caracteristicilor genetice. Dar știm de ce au rezistat aceia mai mult, au stat în picioare, sunt viguroși decât aceștia. O bază genetică foarte solidă, bine testați, atunci înainte de a fi omologați cu, repet, poate obținut și prin anumite tehnici în care s-au imprimat anumite elemente de rezistență, pentru că mai este un factor. Vedeți că este un efect al grindinei aici, până la ruperea tulpinilor, dacă mă duc. Ia uitați-o. Da, vedem aici. Asta este ruptă de către grindină. Și n-a fost o grindină oarecare ca să rupe o tulpină de floarea soarelui. Și nu este, sunt mai multe, altele uscate, da? Haideți să și mergem până la hibridul acesta. Frunzele au rămas verzi. Deci noi putem discuta acum de secetă, dar nici de o arșiță atmosferică dintre cele care vă spuneam odată, începe uscarea de la vârf la bază, cu albăstirea frunzelor. Calatidiu este tocmai un aproape ideal. Da. Așa trebuie să fie un calatidiu convex, care la mijloc, aici au căzut iere, dar nu există zone de semințe seci. Atunci am randamentul maxim și potențialul maxim al hibridului de floarea soarelui. În data de 12 iunie, al anului în care ne găsim, da, pe 2021, am avut un eveniment meteo extrem, te numesc eu, la orele 12, am avut o ploaie însoțită de furtună și de grindină. S-au cumulat într-o oră și un sfert 75 de milimetri, iar grindina aici a fost eficientul. Și după cum se poate observa, din cei 25 de hibrizi de floarea soarelui, 4 hibrizi au fost rezistenți la efectul grindinei. Ce înseamnă rezistenți? Am semănat 65.000 de boabe pe metru pătrat, am avut determinări la răsărire de 6 plante la metru pătrat și în urma fenomenului acesta extrem meteo, 4 hibrizi nu folosesc termenul tolerant, rezistent, deci au rezistat la efectul grindinii, ceea ce este important, foarte important, pentru că vom mai avea astfel de fenomene. Mai avem un alt factor, rezistența la cădere. Deci avem, uitați-vă, sunt hibrizi care pur și simplu tulpina a fost fârtecată, da? Sau alții au căzut. Și aici avem alt factor, rezistența la cădere și la frângere. România contează la capitolul acesta floarea soarelui, cultură de frângere. Floarea soarelui este, eu aș spune, chiar mai importantă decât grâu. Pentru că ea vine cu partea de energie. Uleiul este cea mai concentrată formă de energie produsă în natură. Floarea soarelui excelează prin consumul de ulei. Uleiul alimentar de floarea soarelui este unul dintre cele mai bune din lume. Contrar celor care le spuneau unii din zona comercială că nu știu ce se întâmplă, că punctul de fumegare este mai mic, că, bun, trebuie să-l folosești cum trebuie. Dar este unul dintre ele, este asemănător aproape cu uleiul de măsline.
puleiul de rapiță care a fost adus la această dată la acest, dar nu la nivelul florii soare. România, față de potențialul pe care îl avem, nu-l valorificăm cum trebuie. România trebuie să producă undeva la vreo 60 de miliarde, 70 de miliarde de euro. Acum producem decât 13 miliarde de euro. Din cereale. Din cereale, da. Asta înseamnă dacă și procesare? Dacă discutăm și de procesare, valoarea ar fi mult mai mare. Nu doar că floarea soarelui, materie primă, nu este valorificată de România prin procesare așa cum ar trebui, dar și alte valențe nutritive ale acesteia sunt date uitării. În floarea soarelui ne găsim peste 20 de aminoacizi esențiali. Structura celor grupe de acizi grași, care dau omega 3, omega 6, omega 9 și la parte dintre ele, se poate imprima la acest ulei, a cărui din ulei alimentar devine ulei medicinal, pentru că uleiul de grăsimile acestea vegetale, și în special uleiul de floarea soarelui, de măsline, joacă un rol foarte important în eliminarea pericolului de arterioscleroză. Printre altele, mai vorbesc de bolile cardiace sau eliminarea riscului de accident vascular. Cred că trebuie să ne pregătim în continuare ca această plantă să devină, de pildă, o sursă de materii prime medicinale. Produse medicinale de mare valoare. Le putem face glicitina, de pildă. De ce să fac glicitina sintetică sau triptofan sintetic? Când eu pot obține aceasta din produs natural, printre care inclusiv floarea soarelui. Pigmente din ulei sau din petalele de floarea soarelui. Quercetina pe care o pot extrage de aici. Noi nu ne-am ocupat de ele. Valoarea genetică însă va face pe viitor și mai mult diferența în ferme, de la gust, conținut de proteină și alte elemente nutritive, până la rezistența la provocările puse de capriciile vremii. Hibridul este foarte tolerant la anumite boli. De exemplu, are o toleranță foarte bună la mană, are ultima genă care a apărut pentru rezistență la mană, are o toleranță foarte bună la sclerotinia, dar și la alte boli, cum sunt alternaria, ruginile, florii soarelui, verticillium, fomopsis și foma. Și sigur că atunci când apare o situație de genul acesta, adică o grindină foarte puternică, în primul rând, sigur, arhitectura plantei ajută să rămână în picioare așa cum a rămas și acest hibrid, dar în plus, planta fiind lovită, lasă porți deschise pentru bolile care pot să apară. Și atunci, faptul că este tolerant la boli a ajutat foarte mult ca în continuare planta să se dezvolte și să rămână așa cum o vedeți întreagă. Sigur, mai sunt plante frânte pentru că grindina a fost foarte, foarte puternică. După cum vedeți, ceilalți brizi nu prea au rezistat. În câmpul de testare de la Amzacea s-a mai aflat o plantă care ar putea fi una dintre soluțiile pentru zonele aride, și anume sorgul, foarte asemănător cu porumbul. Iar sorgul, spectacol! Deci, după ce a crezut grindina, gândeam că sorgul va regenera, dar nu chiar așa. Deci avem 260.000 de plante la hectar de sorg. În urma fenomenului grindinei, care au regenerat. La sorg, sigur că vor fi producții, pentru că nu e primul an de experimente la sorg. Sper undeva peste 10 tone de sorg funcție de hibrid la hectar, ceea ce în comparație cu porumbul, nu? Sorgul este o alternativă pentru zonele secetoase în care ne găsim. Este o alternativă. De ce? Porumbul are nevoie de cel puțin 600 de milimetri de cel puțin 600 milimetri de precipitație. Sorgul este o alternativă. De ce? Are o rădăcină fasciculată care penetrează stratele de sol până la 1,5-2 metri față de rădăcinile afective ale porumbului. Și aici am făcut măsurători și număr de rădăcini la porumb care nu ajung la mai mult de 50-60 de centimetri. Puterea de regenerare a sorgului este un semn pentru cercetători care ar putea descoperi care este gena care imprimă plantei un astfel de comportament. Descoperirea ar putea fi o revoluție genetică privind regnul vegetal și nu numai.